mai puțin mediatizat, badmintonul este un sport care a împlinit de curând 20 de ani de când a pătruns în Prahova. Momentul aniversar a fost celebrat printr-o competiție cu Patino Ferrario. Câștigătorii au primit premiile chiar din mâinile pasionatului promotor al acestei discipline olimpice. La 20 de ani, badmintonul este încă un sport tânăr. Deși vorbim despre un sport olimpic, puțin sunt cei care știu că de 20 de ani în comuna prahoveană Berceni există o secție de badminton cu rezultate notabile pe plan intern și internațional. Sufletul secției, profesorul Tino Ferrari, a fost cel care a îndrumat spre badminton pe elevii săi. Generațiile de ieri și de azi s-au întâlnit la moment aniversar și s-au întrecut în prima ediție a cupei Tino Ferrari sub privirile pasionatului antrenor. Cei 82 de competitori au oferit un adevărat regal de badminton. O concluzie se impune la capătul celor peste 200 de partide. Badmintonul este un sport care, privit cu seriozitate și mai ales sprijinit, poate deveni un ajutor în educația și dezvoltarea armonioasă a viitoarelor generații. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Urmăriți în continuare datele meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți!